Spitalul orășenesc din orașul Zimnicea se află într-un amplu proces de reabilitare și modernizare. Municipalitatea a reușit să atragă bani din mai multe surse, atât din fonduri europene, cât și prin Ministerul Dezvoltării. În același timp, toate școlile din Zimnicea vor fi modernizate, iar centrul de zi pentru copiii cu dizabilități va fi refăcut. A fost următoarea gândire, să modernizez și să rezolv problema spitalului, lucru pe care am început să-l fac de anul trecut, prin cele două proiecte câștigate, unul pe fonduri europene, pe POR, și al doilea prin Compania Națională de Investiții. Mai am încă două proiecte la Ministerul Dezvoltării, legat tot de spital. Pentru ca toate aceste proiecte să aibă un viitor cât mai sigur, municipalitatea a găsit încă o sursă de finanțare de 3,3 milioane de lei pentru construcția a 18 locuințe pentru tinerii absolvenți de medicină și pentru profesorii care vor să lucreze la Zimnicea. Deschid această ușă larg deschisă celor care termină medicina și instituțiile de învățământ, să vină în oraș, să le punem la dispoziție aceste locuințe. Vor fi 18 apartamente și m-aș bucura din tot sufletul, când le finalizăm, să avem specialiști care să le ocupe și să rămână pe teritoriul orașului nostru. Cheltuielile cu cazarea și utilitățile pentru specialiștii care vor dori să locuiască în Zimnicea vor fi suportate de municipalitate.